suntem pe teritoriul Ucrainei, iată, aproape de vamă. Vama se întinde pe aproximativ 800-900 de metri. Tineri, mame cu copii, care fug să treacă către frontiera noastră. Tare mare gestul României, tare mulțumim la țara, la lumea care sunt cu noi frați și noi aici de la Bucovina mă ținem și avem umanitară azazul ce este aici și noi dădem asta tot la raioane unde merg războiul, autobuzele la acele raioane unde lumea nu poate să unde
copiii stau flămânți și asta tare mare bucurie pentru noi și tare mare este pentru țara României că dau tău și de ajutor. Mulțumim! Cred că v-a afectat foarte mult acest război. Ne puteți spune la distrugerile, suferințele oamenilor, că au rămas fără case, fără... Da, la noi și la Bucovina a văzut că nu e așa, dar în televiziune că este toată țara distrusă. Da. Poate mai mult. Este sirena. Lumea s-ascunde prin beciuri, de unde ce poate, că atunci că asta este tare mare nenorocire. Vă e teamă? Vă e frică? Nu de Doamne nici cui asta. Nu, nu-i frică, nu frică pentru, pentru copii, pentru mame, pentru poporul care este, dar noi aici m-am urtuit și înțelea Bucovina, n-avem unde merge, că noi suntem aici, în nostru loc. Sunt foarte bucuros că am făcut parte dintr-o echipă care a mers chiar aproape la 100 de km de Kiev și chiar astăzi sunt în drum acolo. Merg 6 buzuri care se duc pe la orfelinate. Deci este nevoie în toată țara, toate centrele de aici distribuie în zonele de conflict. Este o mobilizare extraordinară. Lumea de aici ne-a primit foarte bine. Ne apreciază, ne mulțumesc. Asta înseamnă să fim umani și să simțim unii către alții. Dar cred că la asta trebuie să revenim, deci să simțim unii pentru alții. Numele tău și prenumele? Daniel Crivcean. Organizatorul convoiului umanitar? Da, cel din ziua de astăzi. Convoi umanitar, atât, simplu. Suntem simpli oameni, nu vrem altceva să transmitem decât trebuie să simțim unii pentru alții, să empatizăm și să ajutăm ori de câte ori putem. Ce vrei să le transmiți românilor tăi? Ce ar trebui să facă ei? În primul rând vreau să transmit că sunt mândru de ei pentru mobilizare. Asta am transmis un mesaj lumii întregi. România este un popor foarte primitor, foarte ajutător, care se mobilizează imediat și cred că am schimbat imaginea noastră în întreaga lume și asta mă bucură mult. Să fie în continuare la fel de primitori, să îi primească cu căldură și cu dragoste, pentru că dacă noi o să oferim dragoste, vom primi la rândul nostru și vom schimba inimile oamenilor cu care intrăm în contact. Asta este cel mai important. Oferiți dragoste și o să fie pace. Asta ne dorim. Iată, am ajuns la Herța. Herța până în 40 și una a făcut parte din raionul Dorohoi. Aici au aruncături de băți, este frontiera. Mulțumim din suflet pentru vă simțim alături și mulțumim foarte mult de ajutorul care ne-l acordați. Cum e situația la dumneavoastră aici? În momentul de față este destul de liniște, este bineînțeles că este război în țară, dar eu avem liniște la noi, în Ținutul Cheță. Aveți un centru de refugiați aici, la școală? Da, da. Pe bază de liceu Osaki, care poartă numărul Gheorghe Osaki, avem în jur de acum 62 refugiați, avem la Spitalul Roșenesc Herța în jur de 60, că ei vin, pleacă, sunt care au rămas, sunt care au primesc o decizie și pleacă, da? Și avem prin gospodăriile, adică la oameni acasă, care au în jur de 200 avem oameni de față. Nu mai putem vorbi de viața obișnuită aici? Nu mai este o viață obișnuită, este tot timpul într-un stres, da, toți sunt stresați, toți nu știu care va fi ziua de mâine și cum va fi ziua. De ce aveți nevoie ajutor acum? Produse alimentare mai mult și, bineînțeles, chiar e ceva pentru a-i putea primi pe acești refugiați, ceva din lingerie, din pături, asta e. Numele dumneavoastră? Vasile Stucaru. Domnul Vasile, mulțumesc mult de tot, doamne. Iată, ne-am
Am venit și la mănăstirea Bănceni, din Ținutul Herța, o mănăstire foarte frumoasă. Sunt foarte mulți refugiați și aici jos. Convoiul este aici. Copiii care s-au venit către mănăstire. Mâine dimineața la mine aici la ora 9, da? Da. Doamne ajută! Tot! Mulțumim! Bine ați venit! Da, vreau vă mulțumim! Noi tot acum tot am terminat, am încarcat și noi pentru lumea aceea care acolo ne crește și am adus așa. Noi am venit să completăm părinte. Ce a dat noi să completăm din nou aici. Dumnezeu știe ce face. Acum vrem să strigăm cu glas puternic și mare că suntem români, pentru că am văzut ce au făcut românii data asta pentru noi. Și noi am știut că așa au și fost. Nu-i poate schimba nimic, dar acum s-a văzut câtă dragoste, cu câtă jertfire. Chiar că azi ne-am uitat că am încărcat, am dus acolo și la copii ca să iei tot. Și le mulțumim din suflet. Și dea bunul Dumnezeu ca niciodată peste România noastră să nu vină aceste necazuri, aceste dureri mari. Doar pe aici să se înțelepsească Dumnezeu, să-i oprească. Părinte, mai face rău. Copiii dumneavoastră, de ce mai aveți nevoie aici? Pentru că sunt vremuri grele și dumneavoastră... Ce pune Dumnezeu pe suflet, pe inimă, de ce ne bucurăm, să știți? Pentru că nu știm nimic. Noi acum suntem așa într-o stare de grea, pentru că niște Dumnezeu trăim acestea 11 zile, 12 zile de acum, într-o mare durere, în mare necaz, poporul suferă din greu. Și atunci, acum, ce va vrea Dumnezeu să ne trimită așa tot? Și vom împărți cu toți cei care nu au. Pentru că nu vom strânge ca să avem noi, și trebuie să mănânci toată lumea, ca să avem toată lumea. Și vă mulțumim din suflet și Dumnezeu să trimită binecuvântarea asupra țării noastre, România, tuturor creștinilor de acolo, pentru dăruirea, pentru dragostea lor, pentru aceste zile nu s-a oprit telefonul ca să ne sune mereu, vină în ajutor pentru noi. Îi mulțumim la toți. Dar trimitem și noi acolo uniți mai mult nevoie acum în zilele astea și vă le mulțumim pentru tot ce îi trimiteți. Acum... Doamne ajută! Veți merge la copilașii noștri, veți vedea și ce trebuie să acolo. Vă mulțumim!